Bună dimineața tuturor, bine ne revedem la o nouă conferință de presă, ultima a lunii iulie, și pe această cale vreau să vă informez că Primăria Municipiului Roman, în parteneriat cu Centrul Județean de Transfuzie Sanguină Neamț și Spitalul Municipal de Urgență Roman, demarează o nouă ediție a campaniei Romașcanii Salvează Vieți. Prin această inițiativă dorim să încurajăm locuitorii municipiului Roman să doneze sânge, dar mai mult decât atât vrem să și conștientizăm asupra populației, asupra nevoii permanente de produse sanguine din unitățile medicale, iar această nevoie poate fi acoperită doar prin efortul tuturor cetățenilor. Ca în fiecare an, campania se va desfășura în perioada 1 august-31 august, la sediul punctului fix de recoltare din Roman, din cadrul ambulatorului de specialitate al Spitalului Municipal de Urgență Roman, practic din Policlinica Municipiului Roman, de pe strada Tineretului numărul 28, la etajul 2. Programul pentru donare este zilnic între orele 7 și 11, iar pe lângă fapta bună, până la urmă, și gestul altruist de a dona sânge, donatorii beneficiază și de o serie de alte bonusuri oferite de lege, iar noi, ca și primărie, în cadrul derulării acestui program, vom înmâna câte un card cu câte 3 intrări la strandul municipal din Roman, strandul din interiorul Complexului Sportiv și de Agrement Moldova. Și de asemenea vom face un apel și la angajații Primăriei Municipiului Roman, care sunt dornici să doneze sânge, să creăm o bază de date, iar atunci când la centrul de transfuzii va fi criză, aceștia să poată să meargă și să doneze sânge. De asemenea, un alt parteneriat al Primăriei Municipiului Roman, de această dată împreună cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, organizăm în cadrul proiectului Startup Activator un curs gratuit de competențe antreprenoriale și care are ca finalitate posibilitatea ca toți cei care participă la acest curs să beneficieze de o finanțare nerambursabilă de 160.000 de lei. Cursul se va desfășura în municipiul Roman în cea de-a doua jumătate a lunii august și va avea o durată de 40 de ore. Practic în 5 zile din weekend se vor desfășura aceste cursuri. Persoanele interesate pot să completeze un scurt chestionar online și ulterior vor fi contactate de echipa proiectului pentru detalii legate de locație și de data începerii cursurilor, dar în perioada imediat următoare vom da mai multe informații atât pe site-ul Primăriei Municipiului Roman, cât și pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Roman, astfel încât cei care sunt doritori să se înscrie la aceste cursuri să aibă cât mai multe detalii, inclusiv linkul de înscriere la acest curs. De asemenea, deși vremea nu a fost tocmai favorabilă în ultima săptămână și se anunță la fel și în această săptămână, am efectuat intervenții în carosabil doar acolo unde situația a fost absolut necesară. În funcție de ceea ce ne permite vremea, vom continua în această săptămână lucrările de plombare și de asfaltare, astfel încât atât în ceea ce privește traficul rutier, dar și cel pietonal, să se poată desfășura în condiții normale. Și de asemenea suntem într-o ultimă etapă, sperăm noi, de finalizare și ulterior de deschiderea ofertelor
pentru programul multianual de reparație cu covor asfaltic pe mai multe străzi din municipiul Roman, astfel încât încă din această toamnă și acest program să intre în aplicare. Așa cum v-am anunțat public la săptămâna trecută, am inițiat un nou sistem prin care cei care își depun actele la Direcția Locală de Evidență a Persoanelor, la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din Roman, există posibilitatea ca cetățenii să primească un SMS prin care să fie informați cu privire la faptul că documentele de identitate sunt gata și pot veni să le ridice. Deja săptămâna trecută 269 de persoane au fost înștiințate prin această metodă și deja vreau să vă spun că și programările online la căsătorii funcționează normal. Avem deja solicitări de căsătorii care s-au făcut programările online și cei care doresc acest lucru o pot face accesând site-ul primăriei municipiului Roman. O veste bună vine tot din partea Agenției Dezvoltare Regională Nord-Est și care ne aduce la cunoștință faptul că a fost câștigat și proiectul de reabilitare termică, reabilitare energetică a clădirii Creșa-Smirodava. Astăzi, după amiază, vom semna contractul în prezența reprezentanților ADR Nord-Est, urmând ca în circa două săptămâni de zile să pregătim documentația pentru a ridica pe SEAP execuția acestei lucrări, care va conține atât parte de proiectare cât și execuția propriu-zisă a lucrărilor. E un program de 9.300.000 de lei, peste 2 milioane de euro, dintre care 4.100.000 sunt bani europeni. Practic, prin acest proiect vom reuși extinderea serviciilor pe care le oferim prin Creșa-Smirodava. De la 30 de copii cât sunt în prezent acum, vom putea ajunge la 6 grupe de câte 15 copii, practic 90 de copii putând să beneficieze de serviciile de la Creșa-Smirodava. Vorbim practic de o triplare a capacității. Și de asemenea, dacă tot vorbim de proiecte cu finanțare europeană, săptămâna trecută deja au demarat lucrările la parcul Jora. A fost predat amplasamentul și au început efectiv lucrările în această zonă. E un program care cuprinde două contracte de lucrări, unul care presupune partea de construcție efectivă a parcului, alei și tot ceea ce presupune, iar celălalt contract privește realizarea instalațiilor de apă, canalizare, iluminat și a sistemului de supraveghere. De asemenea, vreau să vă reamintesc că primul lot de lucrări a fost câștigat prin licitație publică de asocierea dintre Occidental Construct din Roman și Pascu Roxana din Iași, pentru suma de 774.807,24 de lei fără TVA, iar cel de-al doilea lot de lucrări a fost câștigat tot prin licitație publică de asocierea dintre Occidental Construct SRL Roman și Norsonic SRL Moinești pentru suma de 386.901,45 lei fără TVA. Suntem în fază finală și pentru depunerea în SEAP a documentației pentru reabilitarea termică a blocului 33 de pe strada Anton Panciu. Urmează procedura de licitație publică și de asemenea așteptăm și alte vești bune de la Ministerul Fondurilor Europene, acolo unde așteptăm semnarea a încă două contracte, este vorba de Parcul Zăvoi și de reabilitarea termică a celorlalte 7 blocuri de pe raza municipiului Roman.
Cam acestea au fost informațiile pe care eu mi le-am propus să vi le aduc la cunoștință astăzi și vă stau mai departe la dispoziție pentru întrebări. A fost o perioadă de inundații și vremea pare să că nu se îndreaptă. Este o persoană care locuiește într-o casă ce aparține primăriei Roman, undeva în zona Favorit, pe acolo, pe prin spatele unite, prin spatele blocului de acolo. A fost inundat într-o lună de 4 ori și știu că a fost primarul promis că va muta din acea casă pentru că acolo există o predispoziție pentru a fi afectat de inundație și a fiecare ploaie mai puternică, nici canalizarea nu face față acolo. Da, acolo o problemă pe care o avem în momentul de față o reprezintă fondul locativ, care este foarte limitat în momentul de față. Sigur că în momentul în care, dacă vom obține finanțarea pentru cele 56 de locuințe de pe strada Islazului, e clar că vom avea o soluție pentru această persoană. Însă, acolo în zonă, deja am discutat cu colegii mei și căutăm soluții pentru a elimina acest disconfort legat de inundațiile care se produc în urma ploilor abundente și luăm în calcul mai multe soluții. În momentul în care vom avea o soluție concretă, o vom și pune în practică, tocmai pentru ca pe viitor aceste lucruri să nu se mai întâmple. Și pe ce scenarii? Pe de o parte mergem pe extinderea, pe mărirea capacității de preluare a apelor pluviale din zonă, dar acest lucru ar presupune spargerea străzii Sucedava și pe de altă parte chiar realizarea unui rezervor de apă în zonă. Nu prea merge Wi-Fi gratuit pe care l-aveți la dispoziție. Am încercat de ori. Când ați încercat? Wow. Nu știu. Eu am încercat, chiar m-am și conectat, am văzut și copii, am întâlnit, cred că acum vreo săptămână, care erau conectați. Voi verifica, poate e o problemă de ultim moment. Care mai sunt discuțiile cu apa vitală? În momentul de față așteptăm un răspuns concret de la ADI Aqua Neamț în ceea ce privește sumele de bani pe care Primăria Municipiului Roman trebuie să le plătească ca și despăgubire de pe urma rezilierii unilaterale a contractului de legare a gestiunii către apa SERV. Noi am primit o hârtie de la Ministerul Fondurilor Europene care ne spune foarte clar că putem să trecem dintr-un ADI în altul cu plata cheltuielor legate de investițiile pe care le-a făcut compania și a cotei de împrumut aferentei proiectelor europene pentru municipiul Roman. Am retransmis o solicitare către ADI Aqua Neamț în care să ne indice clar sumele, rezultate în urma unor, probabil a unor calcule tehnico-economice și să ne indice și aceste criterii tehnico-economice, inclusiv temerile juridice pentru invocarea acestor sume. Momentan abia am retrimis această hârtie la sfârșitul săptămânii trecute. Așteptăm pe parcursul următoarelor 30 de zile un răspuns concret din partea ADI Aqua Neamț. În tot orașul există acum o campanie intensă de anvelopare a blocurilor, dar în regim particular, așa, primăria a primit solicitări în acest sens pentru aprobări și dacă cele de refacere a șarpantelor, mai ales a celor din centru, sunt lucruri distincte față de anvelopare. În principiu, un proiect corect de anvelopare termică a unei clădiri presupune atât partea de acoperiș, cât și partea de reabilitare termică, dar și subsolul. Practic, noi prin proiectele cu finanțare europeană pe care le-am depus, în urma solicitărilor asociațiilor de proprietari, că fără aceste solicitări nu puteam depune absolut nimic, proiectele noastre acest lucru prevăd. Din nefericire, însă, la nivelul municipiului Roman există mai multe
astfel de situații în care proprietari de imobile își realizează pe cont propriu această reabilitare termică doar a apartamentelor lor și acest lucru pentru a-l face ca la carte trebuie expertiză tehnică și așa mai departe. Deci nu există nicio solicitare scrisă către Primăria Municipiului Roman de emiterea unui certificat de urbanism sau autorizație de construire pentru acest lucru. Dar pentru aceste țigre înlocuite la clădirile astea din centru? Dacă se discută doar de înlocuirea țiglelor, nu este necesară autorizația de construcție, fiind tratate ca și reparații ale acoperișului existent. În ultima vreme nu am mai văzut primăria implicată într-o campanie de aceasta de colectare a deșeurilor electronice cu Rorecu. Păi, Rorecu este cel care face planificarea și el, din câte știu eu, vine o dată pe an spre toamnă. Așteptăm din nou când face această campanie și o vom aduce la cunoștință. Și până atunci, poate face lumea cu aceste deșeuri? Îl cheamă operatorul de salubritate și le ridică. Există un depozit temporar unde se depozitează aceste deșeuri. Săptămâna trecută ați avut o întâlnire cu tinerii pentru un proiect, acel festival 3D. Dacă ne puteți da câteva amănunte și de ce nu? De regulă ne chemați asemenea întâlnire. Deci eu vreau să vă spun că acel proiect ține de un ONG. Eu am fost doar invitat la acest eveniment. Sunt tineri care propun câteva activități pentru municipiul Roman. În acest an a fost declarat câștigător un proiect de artă stradală și urmează ca acești tineri să se organizeze și Primăria Municipiului Roman să le pună la dispoziție sprijinul logistic de care au nevoie. Dacă am înțeles eu bine, acest festival stradal să aibă loc undeva în luna august, înainte de festivalul diasporii. E strict organizarea lor. Când ne vor comunica, noi le vom asigura doar sprijinul logistic. Stadiul lucrărilor de igienizare în școli. Păi, în momentul de față v-am spus că avem foarte puține intervenții pentru realizarea unor astfel de lucrări, doar acolo unde au fost situații stringente. În acest an ne-am canalizat atenția asupra aleilor și suprafețelor mari din curțile interioare, acolo unde peste 5 miliarde de lei vechi, 500 de mii de lei noi, vor fi alocați pentru turnarea de cuvoare asfaltice. Erau mari probleme cu instalațiile electrice. S-au rezolvat. Instalațiile acestea de decolmatare a caloriferelor. Da, noi am, în ceea ce privește lucrările la instalațiile electrice, s-au rezolvat, cred, în proporție de 80-90%. Am finalizat inclusiv la Școala Vasile Alexandrii o cablare pentru o sală de internet. Practic, toate solicitările din acest punct de vedere au fost rezolvate. Ne-am vorbit despre proiectul cu acesta de reabilitare a creșii pe fonduri europene. Ce se întâmplă în perioada când se va lucra cu această relocație, creșa în alt spațiu? Nu. Creșa va funcționa în aceeași locație. Vom începe lucrările cu zona cealaltă unde a fost poliția locală și biblioteca, urmând ca în momentul în care vom finaliza jumătate de clădire să relocăm acești copii dincolo și să ne apucăm de cealaltă parte. Și, practic, lucrările astea de modernizare, ce vizează? Vizează atât reabilitarea termică a clădirii, instalațiile sanitare, instalațiile electrice, instalațiile termice și dotările interioare. Cu mobilier? Cu mobilier tot. De aceea există și o zonă unde finanțarea va veni de la bugetul local, o zonă neeligibilă. Credeți până la urmă că cei de la Arba Serv vor accepta cu atâta ușurință să scape Romanul din mână și Piatra Neamț? Și dacă asta nu va conduce la, practic, la distrugerea companiei județene?
Nu, eu nu cred că acest lucru poate duce la distrugerea unei companii județene. Doar atâta, eu urmăresc interesul romanului și asigurarea unor servicii de calitate și investiții în infrastructura de apă și canalizare din Roman. Da, când tot vorbeam de inundații, toată zona de la Pod, de Baie Bălcescu în sus, inundată, vei pe Petru Areș, vreau să știe, electricitatea cu Cărești, Bărci, cu ceva importare, e vorba să se facă veția de canalizare pe acolo. Păi, nu, probabil dumneavoastră nu știți exact cum a fost situația. În ultima perioadă nu am mai avut probleme deosebite. O singură grădină a fost inundată pe fundătura Crișan, restul celelalte curți, deși am avut cantități foarte mari de apă, rețeaua de canalizare nou construită, care deja funcționează, nu a mai creat aceste probleme. O problemă avem în zona Kaufland, acolo unde vom interveni inclusiv și astăzi cu colegii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență pentru decolmatarea și curățarea unui canal din zonă care să preia acele ape. Și sigur, din momentul în care vom reuși să finalizăm întreaga lucrare în cartierul Petru Rare și vom face și asfaltările în zonă, situația va fi remediată. Va rămâne în continuare probabil o problemă zona aceea de grădini, care și din cauza pânzei freatice foarte ridicate vom căuta soluții pentru eliminarea apelor din acele grădini. Dar locuințele nu mai sunt afectate. Spuneți mai devreme că se vor primi sau se primesc deja SMS-uri atunci când actele sunt gata, numai bune de ridicat. Ca sugestie, spun, e posibilă extinderea acestui serviciu și pentru actele care sunt pe punctul de a expira? Nu știu, că nu se uităm în bucătine sau... Nu, pentru că nu avem baza de date a persoanelor cu numere de telefon și, mai mult decât atât, noi luăm și acceptul persoanei pentru a folosi numărul de telefon în scopul trimiterii de SMS. Probabil colegul se referea la cei care și-au dat deja acordul pentru un SMS, ca peste 10 ani sau când expiră. Da, aici e... Mai păstrează numărul să fie înștiințat asta. Dar adresa rămâne aceeași, adică se poate trimite prin poștă. Unii schimbă, noi întotdeauna încercăm să facem aceste comunicări prin intermediul Poliției Naționale, atât la nivelul comunilor din raza de competență, cât și la nivelul Primăriei Municipiului Roman, și înștiințăm Poliția Națională asupra faptului că și chiar dăm nominal persoanele și adresele cărora le-au expirat cărțile de identitate. Da. Nici pe internet, mă gândesc... Sunt date cu caracter personal și nu se pot publica. Am înțeles. În ideea în care să extinde sistemul de supraveghere video din oraș, v-ați gândit totuși să montați o cameră și în strada fabricii? Este luat în calcul și un astfel de proiect. Nu s-a montat. Nu, nu, e luat în calcul, e problema de infrastructura internetului și în continuare căutăm soluții pentru a aduce sursa de internet în zonă. Dar e luată în calcul, într-adevăr, și o cameră pentru strada fabricii. Cum mai stau lucrurile în ceea ce privește echipele sportive? Păi, echipa de handbal tocmai ce s-a întors din cantonament și intră la pregătirea specifică în sala sporturilor din Roman, urmând ca în acest weekend să aibă loc două partide amicale în compania formației Unirea Slobozia, formație care a retrogradat în acest an din Liga Națională, dar care își propune pentru sezonul viitor să repromoveze în Liga Națională. Și mai departe pregătim o serie de partide amicale, turnee de pregătire. Practic, activitățile sunt într-un curs normal în această perioadă. Și se lucrează de asemenea în această săptămână la documentația pentru înscrierile în edițiile noi de campionat, urmând ca săptămâna viitoare doi delegați ai clubului sportiv să meargă la federațiile de specialitate pentru depunerea documentelor. În ceea ce privește echipa de fotbal, aceasta a intrat în cantonament. Noi am făcut și ceva lucrări de igienizare în acest cantonament, tocmai pentru a oferi toate condițiile necesare să se desfășoare în condiții optime această perioadă de pregătire fizică și, de asemenea, să-și finalizeze și jocurile amicale,
pentru a ajunge la un potențial cât mai ridicat atunci când vor începe campionatul. Din punct de vedere financiar, pentru sezonul trecut sunt achitate toate drepturile? La ambele echipe s-au achitat în totalitate toate drepturile financiare. Și susținerea financiară până la sfârșitul anului este... Vom mai face o serie de rectificări de buget, pentru că în momentul de față sunt aproape finalizate bugetele alocate la începutul anului. Știți foarte bine că noi am pierdut acei bani prin modificarea legislativă, prin reducerea impozitului de la 16% la 10% și așteptăm și noi o rectificare de buget de la nivel național care să ne permită finanțarea până la sfârșitul anului a acestor activități. Spuneați că trebuia să vină un control pe linie de bidul de lucrări. A fost ce a venit și a dat? Da, a fost comisia de... Să continuați cu parcările, spuneați, aveți niște proiecte. Comisia pentru recepția finală a lucrărilor a fost, a avut câteva obiecțiuni și le-am remediat. Dacă vă aduceți bine aminte, e vorba de acel trotuar de la scoarul de la hotel care ne-a fost solicitat să-l reabilităm în totalitate și de asemenea câteva intervenții în pietonalul Ștefan cel Mare, lucrări care s-au realizat. Am înaintat documentația pentru întocmirea raportului final și așteptăm în momentul de față semnarea raportului final la terminarea celor 5 ani de monitorizare. După ce vom semna acest raport, vom intra cu o modificare în Consiliul Local pentru regulamentul de parcări, în care să introducem acest sistem de parcări de reședință în zona PIDU, dar care nu vor fi locuri individualizate, ci vom înmâna o serie de abonamente pentru parcare de reședință și vom indica și strada, zona în care vor putea să parcheze aceste mașini și, bineînțeles, toate aceste parcări să fie transformate în parcări cu plată. Ați avut o inițiativă cu ceva vreme în urmă cu acei stâlpișori care să împiedice parcările, să mai stea un polițist să verifice parcările mașinilor. Ați mai primit solicitări de la cetățeni să montați în... Noi am montat în zona Bogdan Dragoș, intersecție cu Bulevardul Roman Mușat. Acolo, din momentul în care am efectuat reparația cu covor asfaltic, diferența dintre trotuar și carosabil este foarte mică și pentru a preîntâmpina accidente rutiere, din acest motiv am montat acei stâlpișori. Anul viitor vom intra cu amenajarea peste 60.000 de metri pătrați de trotuare și atunci o mare parte din aceste probleme vor fi remediate prin amenajarea trotuarelor. Mai aveți ceva vești cu trecerea la nivel de care ați mai discutat? Am avut discuții cu reprezentanții poliției rutiere, care sunt cei în măsură să aplice sancțiuni în zonă. Și am convenit de comun acord să se poarte discuții cu proprietarii celor trei căi ferate din zonă, pentru a se renunța la două din cele trei căi ferate, să rămână doar una singură și eventual printr-un sistem de macaze să-și direcționeze fiecare transporturile către incintele proprii, astfel încât și efortul să fie mai redus pentru reabilitarea acelei zone și sigur că ulterior, dacă va rămâne doar o singură linie de cale ferată, va fi mai accesibil și pentru traficul rutier. Credeți că se va întâmpla în acest an sau urmează? Noi ne dorim foarte mult să se întâmple acest lucru. Săptămânal facem discuții pe această temă, însă e clar că e atributul doar al proprietarilor căilor ferate. Nu v-am întrebat de procesul verbal, ați spus că l-așteptați de la PID, la comisie. Cam cât va dura ca să puneți în practică proiectele? Nu cred eu că mai durează mult. Chiar săptămâna trecută am mai trimis câteva informații pe care le așteptam de la Direcția de Administrare a Bazelor de Date. Cred eu că în cursul lunii august vom putea semna acest raport final și tot în luna august să intrăm la ședința ordinară din luna august, să intrăm cu modificările la regulamentul de parcări.
cu munticelul de gunoaie acolo, când se duce sau în ce stadiu mai sunt demersurile dumneavoastră? Acolo există o obligație a operatorului de salubritate care trebuie să facă transferul către, în momentul de față, către depozitul conform de la Girov. Din câte discuții s-au purtat la nivelul gărzii de mediu, am înțeles că deja au început transferul acestor deșeuri către depozitul conform de la Girov și mai mult decât atât știu că există un demers la nivelul Consiliului Județean către Guvernul României de schimbare a legislației în ceea ce privește depozitele neconforme, să fie introdus cel din Roman alături de alte peste 60 de astfel de depozite neconforme care există în țară și prin Agenția Fondului de Mediu să se facă închiderea in situ, adică la fața locului acestui depozit, la fel cum s-a închis și celălalt vechi. Deci Rosalul trebuie să-l ducă? Obligatoriu e toată obligația Rosalului. Am înțeles. Fie să-l închidă, fie să-l transfere. A fost o întâlnire la spital, citeam în presa locală, în legătură cu un subiect important și spunea funcția spitalului că va apela la primărie pentru niște bani ca să rezolve problema cu tichetele de vacanță și așa mai departe. Spunea domnul director financiar, au fost discuții cu dumneavoastră în sensul ăsta? Eu am fost la spital săptămâna trecută, acolo unde m-am întâlnit cu medicii din policlinică și cu conducerea spitalului, pentru că dorim să întocmim un studiu de fezabilitate pentru reabilitarea termică și refacerea instalațiilor sanitare și electrice din policlinică. Și, într-adevăr, în partea a doua a discuției am avut o astfel de întâlnire și cu reprezentanții sindicatelor din Spitalul Municipal de Urgență Roman. Le-am adus la cunoștință faptul că totuși în acest an am reușit să atragem peste 10 miliarde de lei vechi pentru achiziționarea de aparatură și pentru realizarea acelui inel de hidranți care este necesar pentru obținerea autorizației pentru securitate la incendiu. Și sigur că în măsura în care bugetul o va permite și așteptăm și rectificarea bugetară, să vedem soluții și pentru acordarea tichetelor de vacanță, știut fiind faptul că în ultimii 2 ani presiunea salarială pe bugetul Spitalului Municipal de Urgență Roman a crescut destul de mult. Așteptăm rectificarea bugetară și ulterior vom lua o decizie. Mai am o întrebare. Cât costă SMS-urile pe care le trimiteți? E undeva o valoare, cred, cam 25 de euro pe lună, fără TV. Asta luând în calcul și mai multe SMS-uri decât cele pe care le-ați trimis într-o săptămână, adică... E undeva între... Multe persoane care vor... Noi am estimat undeva cam 1000 de SMS-uri. Pe lună, da. Și dacă depășește? Nu e o problemă, costurile sunt 0,033 de lei fără TV. Și știu că s-a întâlnit Comisia de Circulație. Ce decizie a fost pentru oraș? Ce se mai întâmplă? Da, se circulă din ce în ce mai greu în zilele de astăzi. E într-adevăr un volum foarte mare al traficului rutier. Una din decizii a fost aceea de a se institui un sens unic pe fundătura Dr. Felix, dinspre Uituz, spre Dobrogeanu Gherea. Au mai fost avizate negativ solicitări de montare de denivelări pe străzile reabilitate și, de asemenea, până la finalizarea lucrărilor de la fostul IMR, s-au avizat negativ toate solicitările de a remarca zona aceea de E85 între autogară și trecerea de cale ferată, tocmai pentru a vedea, din punct de vedere al circulației, impactul pe care îl va avea noua construcție de la IMR. Deci se înțeleg că cei cu MOL v-au cerut cumva să... Nu, ei n-au avut absolut nicio solicitare, a fost o solicitare din partea celorlalte firme de pe E85. În momentul în care s-a realizat marcajul rutier, avizul Poliției Naționale a fost acela de a evita pe cât posibil blocarea
a vira stânga sau peste linia de mijloc pentru a nu bloca traficul și a fi cât mai fluid. Din momentul în care se va realiza acel sens de girație pe strada Mihai Viteazu, poate reprezenta o opțiune pentru cei care doresc să treacă dintr-o parte în alta. Și aveți o viziune de timp pentru sensul giratorului? Păi acela trebuie să se realizeze până în luna octombrie, când va fi dat în folosință respectivul imobil. Și